Oul fermecat, o poveste de Stephen Sander. Cu nenumărate veacuri în urmă, oamenii unei așezări pitite în coastă de munte așteptau cu bucurie nespusă, ca și în zilele noastre, învierea Domnului. Pentru asta, așa cum era obiceiul, și-au spoit colibele ca să arate ca noi, și-au îngrijit o grăzile strângând gunoaiele și dându-le foc. Și fiecare, după putință, și au pregătit vești minte curate. Până și în colibile celor mai sărmani pătrunsese lumina nădejdii, chit că unii nu prea aveau ce pune pe masă. Într-una din cocioabele mărginașe, zice-se că ar fi viețuit fata celor mai nevoiași oameni ai acelei așezări, cunoscută fiind de către toți pentru cumințenia și vrednicia ei cu toate că nu se înălțase mai mult de o șchioapă, truda din zor și până noapte pentru a-și ajuta cât de cât părinții, dar asta nu făcea nefericită, ba, se spunea că ar fi fost cea mai veselă și gureșă fetiță de pe acele meleaguri. Cu câteva zile înainte de sfânta sărbătoare, mama sa i-a zis, Fată, dragă, nu-mi văd capul de treabă, așa că du-te la târg și ia câte ouă ți se vor da de bănuțul ista. Spunând acestea, i-a dat copilei un coșuleț de răchită și băncuța de aramă. Vezi să nu-l pierzi și să nu te lași cumva păcălită de vreun târgoveț, că-i ultima noastră para, a mai sfătuit-o ea. Dar cum ți-a trecut prin minte femei să trimiți mogul de asta la târg? A sărit bărbatul auzindu-i vorbele femei. Lasă, bărbate, că e deja măricică a mai zis mama. Fata și-a lăsat părinții sfădindu-se și, bucuroasă că avea să vadă mulțime de lume la târgul din așezarea vecină, a purces la drum până să nu se răzgândească ai săi. Și cum tăiase drumul scurtându-l pe o potecuță doar de ea știută, când soarele era de două sulițe pe cer, așa a și ajuns la târg, Acolo a dat de lume multă și vânt zoleală cum nu mai văzuse până atunci, însă, după ce s-a uitat încoace și în încolo, ținând strâns bănuțul în mână, a dat cu ochii de un târgoveț ce vindea și ouă. Bună ziua!" a dat ea binețe. Bună să-ți fie inima copilă!" Ia zic. ce ai vrea să cumperi?" Câteva ouă!" Da, la ce trebuiesc?" a întrebat târgovețul văzându-i sfinciunea. Păgând de seamă că omul se ține de șotii, fata a răspuns și ea vorbind tot în dodi. Ei, ia ce să fac cu ele? Omor muștele pe pereți. Târgovețul a râs cu gura până la urechi și înțelegând că fetei mergea mintea, a întrebat-o vrând să o încurce. Și ea spune, câte o vrei? Păi câte poți da de bănuțul acesta? Apoi nu-ți pot da decât un ou, fată dragă. Cum așa? Ca anul trecut mama a venit cu coșulețul plin de ouă și tot un bănuț a dat. O fi, numai că oul pe care ți-l voi da nu e ca celelalte, a lungit târgovețul gluma. Dar cum este? E un ou fermecat ce-ți poate îndeplini orice dorință. Măi să fie, s-a minunat fetița, dar cum credea în povești, a spus. Da, mi rogute, să văd și eu cum arată. Văzând că e pe cale să îi a o înșela, târgovețul a luat la întâmplare un ou din grămadă și, dându-i-l, i-a zâmbit strâmbă. Să nu-l fierbi, că își pierde puterea. O vreme, Fata a stat în cumpănă neștiind ce să facă și, mai ales, ce-i vor, spune ai săi, mai apoi însă a întins bănuțul târgovețului și a spus. Să știi că e păcatul tău dacă mă minți. Se poate una ca asta? ia și ai să vezi ce minune o să facă. A convins-o târgovețul frecându-și mâinile de bucurie că îi zbutise să o înșele. Punând oul în coșuleț, fetița s-a întors acasă mai veselă ca niciodată și când a dat cu ochii de mama sa, i-a zis Mama, mama, ia uite ce am adus de la târ. Văzând că luase doar un ou și înțelegând că fusese înșelată, femeia a oftat, dar fără a o certa, i-a spus Te-a păcălit, fata mea, dar lasă că ne-am descurcat noi cumva!" Stai să vezi, mama, stai să vezi că nu e un nou oarecare. E fermecat, mama, numai că nu trebuie să-l fierbe. Dacă e așa, i-a mai zis femeia zâmbind, roșește-l cum știi tu și o să-l ținem de paști pe masă cum e datina. În ziua învierii s-au așezat toți trei la masă, unde, taman în mijloc, așezat într-un castronel de lut, se afla oul cu plicina. În jurul mai erau puse câteva fire de ceapă verde, o bucată de brânză și un codru de pâine. Cu toate astea, nici unul nu părea a fi abătut, ba, încă în privirea lor se scita bucuria împlinirii și mulțumirea că aveau totuși ce pune în gură. – Femeie, a zis bărbatul în timp ce rupea în trei codrul de pâine, n-ar fi fost rău dacă la o asemenea masă plină de bunătăți am mai fi avut și o pulpă de miel și o bord dacă de vin. Nici n-a terminat omul de vorbit că pe masă au și apărut, ca prin minune, o pulpă de miel atunci scoasă din cuptor și un clondir plin cu vin leper, limpede ca lacrima. Doamne, apără -ne! a spus femeia, făcându-și cruce la vederea unei asemenea minuni. Omul a scos și el tămâia din sân, încredințat fiind că lucrare lucrarea necuratului, dar fata i-a liniștit de îndată zicându-le. Nu vă fie teamă că ceea ce vedeți ni l-a dăruit oul cel fermecat. Și uite așa, spune povestea, oamenii din acea colibă, n-au mai răbdat de foame, ba încă, nedorindu-și prea multe de la oul cel fermecat, au avut de unde dărui și altora ce erau la fel de săraci ca ei. Păsămite, atunci când târgovețul o păcălise pe copilă, habar nu avea că bunul Dumnezeu, văzând despre ce este vorba, fermecase oul cu gândul de a o răsplăti, nu numai pentru cumințenia ei, ci și pentru încrederea ce o avea în poveștile cele frumoase. Așa se face că și în zilele noastre, cei ce cred cu adevărat în basmele cu oameni buni și cinstiți sunt în întotdeauna răsplătiți, mai devreme sau mai târziu. Abia aștepți următoarea poveste? Abonează-te la canalul de YouTube Totul este posibil pentru a primi o notificare când publicăm noile episoade. Noapte bună, copii!